Bună seara, dragii mei! Pacea Domnului tuturor și mă bucur că în această seară putem să fim din nou împreună, din nou la Străjerul, aici de unde Cuvântul lui Dumnezeu pleacă spre casele dumneavoastră, spre inimile noastre. Și mulțumesc Dumnezeu din nou pentru această minunată ocazie că putem să fim din nou împreună. În această seară avem două motive de bucurie nespus de mari. Una, că ne întâlnim cu Dumnezeu, al doilea, că este Sabatul lui Dumnezeu, în care ne putem desfăta, în care putem intra în odihna lui Dumnezeu, în care putem să trăim liber și să rămânem alături de Dumnezeu, dragii mei. Sunt momente prețioase în viața aceasta, dacă noi nu le dăm valoare și nu le dăm preț, va veni timpul când nu vom putea niciodată să mai avem parte de aceste lucruri, dragii mei. De aceea Dumnezeu spune, bucurați-vă și folosiți aceste timpuri și aceste momente prețioase cu care poate să nu vă întâlniți niciodată. Cuvântul mai spune destul de clar și chiar un proverb dintre bătrâni se spune că ceea ce poate să facă mâna ta, astăzi să facă, căci mâine nu se știe niciodată dacă mai se poate face lucrul acesta. Deci sunt două îndemnuri și de la Dumnezeu și oamenii spun aceste lucruri. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă la lucrul ăsta și este un lucru foarte minunat căci noi putem beneficia de aceste lucruri, noi putem să le folosim pentru slava lui Dumnezeu, dar și pentru a ne întări și a ne îndrepta către Dumnezeu, dragii mei. În seara aceasta aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un subiect care are foarte mare valoare în ochii lui Dumnezeu și ar trebui să aibă valoare și în inima noastră și în conștiința noastră și în ochii noștri, ca toate lucrurile să fie ațintite spre acest lucru, care fără acest lucru, dragii mei, nu se va putea face nimica. Umpleți lămpile inimii. Să vedem ce sunt lămpile inimii, cu ce trebuie umplute și de ce trebuie umplute și dacă inima noastră are lampă, dragii mei. De aceea Dumnezeu ne spune în seara aceasta, umpleți aceste lămpi ale inimii și să vedem de ce trebuie umplute și pentru ce trebuie umplute. La ce ne vor fi de folos și când ne vor fi de folos. Le vom putea noi folosi vreodată sau nu? Să vedem care este chemarea și îndemnul lui Dumnezeu în aceste situații, dragii mei. Hai să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură la Numeri 15 cu 38 și 39. Și spune că la un moment dat spune așa Dumnezeu. Vorbește copiilor lui Israel. Și spune-le să-și facă, din neam în neam, un ciucurile la colțul veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acesta, din colțul veșmintelor. Când veți avea ciucurile acesta, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte. Deci, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu spune, vorbește copilor lui Israel, din neam în neam, să-și facă un ciucurile la colțul veșmintelor, să fie pus acolo, din fir albastru. Și peste ciucurile alea din colțul veșmintelor să fie așezat acolo cu firul acesta albastru, dragii mei. Și Domnul spune așa, când veți vedea ciucurile acela, să vă aduceți aminte. De ce să ne aducem aminte, dragii mei? Pentru ce să ne aducem aminte? Ce făcuse Dumnezeu ca poporul să-și aducă aminte? Înainte de a spune Dumnezeu aceste lucruri, Domnul dăduse poruncă lui Moise ca toate rânduielile, ca toate poruncile, ca toate lucrurile care trebuiau împlinite de popor și trebuiau aduse la cortul întâlnirii și peste tot și ceea ce poruncise Dumnezeu, trebuia să fie citit înaintea poporului ca să se tipărească în mintea și inima poporului acestuia. Și ei trebuia să-și lege ciucurile acela ca ei să-și aducă aminte, să-și aducă aminte. Și auziți de ce? De toate poruncile, ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimii voastre și după poftele ochilor voștri ca să vă lăsați trâns la curvie. Deci vedeți, dragii mei, Dumnezeu vroia ca lămpile inimii ale copiilor lui Israel să fie umplute cu ce? Cu uleiul acesta care veneau din cuvântul lui Dumnezeu. Să se umple cu uleiul acesta care erau poruncile lui Dumnezeu, care erau legile lui Dumnezeu, ca să le împlinească, ca să nu umble după pofta inimii lor, dragii mei, să nu și după poftele ochilor lor,
ca să nu fie trâns la curvie, să nu păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. Să nu se depărteze cuvintele aceștia de ochii voștri, spune Dumnezeu. Păstrați-le în fundul inimii voastre, să nu vă depărtați niciodată de ele. Căci dacă noi nu vom umple candelele noastre, lămpile inimii noastre, dragii mei, atunci vom păcătui înaintea Dumnezeu. Și spune așa, că omul socotește, căci toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul și nu suntem noi. De aceea Dumnezeu spune, căci noi ca oameni socotim, căci căile noastre și viața noastră este fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Dumnezeu. De aceea cuvântul lui Dumnezeu este cercetător, este ca o sabie cu două tăiușuri care spintecă și desparte trupul de suflet înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că te poate despărți de viața veșnică, poți muri pentru totdeauna, te poți separa și despărți de puterea de viață pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Și de aceea noi să nu ne socotim înțelepți, căci noi nu putem face lucrul acesta. Dar atunci când noi ne aducem aminte și suntem umpluți de cuvântul lui Dumnezeu, noi vom fi mustrați, noi vom fi îndemnați ca să părăsim tot ce este rău și să nu călcăm pe urmele celor din jurul nostru. Ce auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Tăiați-vă împrejur pentru Domnul, dar nu împrejur în altă parte și spune tăiați-vă împrejur inimile oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă, fără să se poată stinge din pricina răutății faptelor voastre. Dumnezeu ne cheamă în aceste clipe ca inima noastră să fie tăiată împrejur de cuvântul lui Dumnezeu, care e o sabie cu două tăiușuri, dragii mei, ca să se facă curățirea aceasta, ca să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu, ca să fim pregătiți și lămpile inimii noastre să fie umplute cu cuvântul lui Dumnezeu, ca nu cumva mânia lui Dumnezeu să izbucnească în mijlocul nostru sau în dreptul nostru atunci când noi nu suntem conform după voiei lui Dumnezeu. Nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu viața noastră murdară. Nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu oricum dorim și oricum credem noi. Dar în momentul când noi ne aducem aminte, căci cuvântul lui Dumnezeu este un ulei care ne unge și ne alină sufletul și inima, ne unge conștiința, ne unge ochii ca să vedem ceea ce trebuie să facem, atunci mânia lui Dumnezeu nu va izbucni, nu se va aprinde un foc împotriva noastră și Dumnezeu ne va primi și vom putea să stăm înaintea sa. Dar ia uite ce spune cuvântul Dumnezeu în Ieremia 7:24. Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte ce au urmat sfaturile și pornirile inimilor rele, au dat înapoi și n-au mers înainte. Orice om care nu-și umple inima și lampa inimii cu uleiul din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, ce se va întâmpla, dragii mei? Nu vei asculta, nu vei lua aminte, ci vei urma sfaturile și pornirile inimilor tale rele și vei da înapoi și niciodată nu vei putea să mergi înainte fără Dumnezeu. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu din cărțile inspirate și care este planul lui Dumnezeu și îndemnurile sale pentru noi în această seară. În viitor, când va fi dat semnalul, iată vinere, vine mirele, ieșiți în întâmpinare, atunci noi ar trebui, dragii mei, ca să fim pregătiți la momentul acela să-l întâmpinăm. Și spune că unii vor întârzia să obțină acest ulei pentru a-și umple din nou lămpile și prea târziu ei vor descoperi că uleiul care reprezintă caracterul lor este netransferabil. Deci, dragii mei, ca să putem să avem un caracter, căci uleiul semnifică și din cuvântul lui Dumnezeu care vine pentru transformarea caracterului, dar uleiul acesta care îl descoperă este, reprezintă și caracterul și viața noastră și el este netransferabil, nu se poate da la unul și nu se poate da la altul. Dar cuvântul lui Dumnezeu când pătrunde în inimile noastre, în lămpile inimii noastre, ne va schimba și ne va unge în așa fel încât să avem un caracter demn și curat înaintea lui Dumnezeu. Și lămpile acestea pe care Dumnezeu mi le-a lăsat, inimile acestea ale noastre, dragii mei, se pot umple numai într-un singur mod și nu este altă modalitate. Și vreau să vă citesc ceva frumos în seara aceasta, să vedeți ce spune Dumnezeu și ce sfaturi ne dă.
Din cei doi măslini, unde lemnul trecea prin intermediul țevilor în vasul candelei și ia de acolo în lămpile de aur care luminau sanctuarul. Astfel, de la unșii care stau înaintea Domnului, Duhul Sfânt este oferit uneltelor omenești care sunt consacrate în serviciul său. Misiunea celor doi unși este de a oferi lumină și putere poporului lui Dumnezeu. În gânduri despre Apocalipsa la 231:1, dragii mei, deci vedeți noastră, precum uleiul acesta de la cei doi măslini care trecea prin intermediul acestor țevi către candelele acestea și alimentau lămpile de aur care luminau continuu sanctuarul care era acolo unde era legea lui Dumnezeu, și spune că acești unși care stau înaintea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este oferit uneltelor omenești care sunt consacrate în serviciul divin, în serviciul său. Aceasta este o lucrare pe care Domnul ar vrea ca orice suflet, tu și eu, să o facem în această vreme, când cei patru îngeri țin cele patru vânturi, că ele să nu sufle pe pământ, dragii mei, până când servii lui Dumnezeu vor fi sigilați pe frunte. Deci Dumnezeu ne cheamă ca în aceste momente să fim alimentați din plin, din acești doi măslini, care este Vechiul și Noul Testament, care unde lemnul curge neîncetat. Și Domnul vrea ca această lucrare să se facă acum, eu și tu și orice suflet, când acești îngeri încă mai țin timpul acesta. Nu este timp acum pentru mulțumire de sine. Lămpile sufletului trebuie să fie într-o stare foarte bună. Ele trebuie să lucreze. Noi trebuie să avem grijă ca lumina care este alimentat prin acest undelemn din cei doi măslini ca să nu se stingă niciodată, dragii mei, dacă se va opri cumva ca uleiul sfânt ca să coboare de la cei doi măslini, dragii mei, atunci și lumina din viața noastră și din inima noastră se va opri pentru totdeauna. Ele trebuie aprovizionate cu uleiul Harului. Deci, noi trebuie să le alimentăm cu uleiul Harului. Uleiul reprezintă adevărul și dragostea cerească din care poporul lui Dumnezeu are nevoie de o rezervă continuă și niciodată să nu se oprească. Preotul trebuia să se îngrijească neîncetat ca niciodată să nu se oprească această rezervă. Rezerva trebuia să fie continuă. Ei trebuia să alimenteze neîncetat aceste lămpi și niciodată ei nu trebuia să le aprindă și ele trebuia să rămână aprinse din focul care venea de la Dumnezeu, dragii mei. De aceea și pe noi ne cheamă ca noi să rămânem în aceste lucruri venite de la Dumnezeu. Oamenii angajați în umplerea lămpilor sunt slujitorii lui Dumnezeu care lucrează la strângerea recoltei. Deci cine sunt oamenii aceștia care lucrează, care sunt angajați, care fac în lucrarea lui Dumnezeu, nu angajați pe bani, dragii mei, și angajați în slujba lui Dumnezeu, care ei merg ca să lucreze la strângerea recoltei, adică să propovăduiască Evanghelia, să ducă vestea bună celor care nu cunosc adevărul și să-L urmeze și ei pe Dumnezeu și să se întoarcă la Dumnezeu. Foarte mult merg pe căile lor și satisfac dorințele păcătoase și totuși mărturisesc ca fi ucenicii lui Hristos. Nu poți, dragul meu, ca să spui că tu ești ucenicul lui Hristos când tu nu ai ulei venit de la Dumnezeu și nu ai Duhul Sfânt ca să poți să faci lucrul acesta. Și spune că acești oameni care fac lucrul acesta în pornirile lor, ei niciodată nu și-au supus inimile lui Dumnezeu și lămpile inimilor nu au fost umplute și nu au fost alimentate cu uleiul care vine de la Dumnezeu. Asemenea fecioarelor, dragii mei, neînțelepte, ei spune că au neglijat să pună uleiul Harului în vasele și în lămpile lor. Dacă noi neglijăm acest lucru, noi nu știm la un moment dat cum ne va prinde timpul nepregătiți, noi nu știm ce întorsătură va lua viața noastră, hotărârile și acțiunile noastre. De aceea trebuie ca rezerva să fie continuă, ca niciodată să nu ne abatem de la Dumnezeu, dragii mei. Și noi trebuie să avem acest cuvânt al lui Dumnezeu, precum era ciucurile legate aici sau la poala hainei jos,
El trebuia de fiecare dată, cu un fir albastru făcut, să amintească. Dacă noi pe fiecare zi studiem din Cuvântul lui Dumnezeu și privim la ciucul ăsta albastru, care e Sfânta Scriptură, care ne dă învățătură, care ne amintește, ca să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu și să luăm hotărâre drepte și curate, atunci lămpile noastre, vasele noastre, spune că ele nu vor fi neglijate, dragii mei, și uleiul Harului vor fi puse în lămpi înăuntru lor. Și spun așa, că noi trebuie să facem acest lucru, dragii mei. Vă spun, dragii mei, că un mare număr dintre aceia care mărturisesc, a crede și chiar învață pe alții adevărul, sunt sub robia păcatului, fiindcă lipsa undelemnului și lipsa luminii de la lampa inimii nu mai funcționează și atunci slujești pe altcineva decât pe Dumnezeu. Și spune că în momentul acesta, când uleiul acesta nu există în inima ta, în viața ta, când lampa inimii tale nu mai luminează și nu mai are efectul acesta pentru a-i da slavă lui Dumnezeu, pentru a lucra în câmpul și în lanul lui Dumnezeu, pentru strângerea recoltei, în loc să te stăpânească o pasiune sfântă și curată după voia lui Dumnezeu, în locul lor intervin pasiuni joșnice care mânjesc mintea și corpul și sufletul nostru, dragii mei. E groaznic lucrul acesta să ni se întâmple. Unii dintre cei care sunt în cele mai josnice păcate au împrumutat uniforma cerului ca să poată sluji lui Satana mai cu succes, ca să-și ascundă anumite lucruri. Dar lucrurile acestea nu se va întâmpla, căci Dumnezeu nu va face lucrul acesta. Orice haină la un moment dat se deschide, orice haină se învechește, orice haină trebuie să fie schimbată și doar în momentul când îți vei schimba această haină înlocuind-o cu altceva, la momentul acela totul se va vede caracterul tău, dragii mei. Și spune că lampa sufletului trebuie să fie pregătită și trebuie să avem uleiul Harului în vasele noastre împreună cu lămpile noastre. Ele trebuie să fie unită, vasul cerului cu lămpile noastre. Uleiul Harului să fie tornat din vasele cerului și nu din alte vase pe care le considerăm noi sau cum credem noi, dragii mei. Fiindcă nu poți să-i fii credincioșul Dumnezeu dacă alimentezi altceva din altă parte. Nu poți, nu poți. De exemplu, dacă tu ești obișnuit să bei un fel de apă dintr-un loc anume, pune la un moment dat și schimbă și pune din altă parte. Să vezi că pentru un moment îți va face rău, nu îți va face bine. Vei avea dureri de stomac, dureri de cap, poate vei avea și tulburări digestive și tot felul de lucruri, fiindcă ai înlocuit ceea ce trebuie. De aceea Dumnezeu zice să folosim uleiul respectiv din vasele respective sub îndrumare și călăuzirea lui Dumnezeu, ca aceste tulburări în mintea noastră și în viața noastră spirituală să nu aibă loc și să nu ne abată de la Dumnezeu. Trebuie să se dea pe față în viața noastră precauție pentru a preveni declinul spiritual, ca nu cumva ziua Domnului să ne surprindă asemenea unui hoț. În Mărturii, volumul 5, la pagina 276:2, dragii mei. Deci trebuie să dăm pe față precauție, să fim tot timpul vigilenți, căci nu știm niciodată, neavând o rezervă a uleiului sfânt în candelele inimii noastre, la un moment dat poate vom ațipi, fiindcă spune că poporul lui Dumnezeu, chiar dacă el pare mic și neînsemnat, dar el doarme ca un uriaș mare pentru moment, dar va veni momentul când se va trezi la glasul mirelui, la glasul chemării lui Dumnezeu. Dar în momentul când se va trezi, dacă ei n-au fost precauți, unii dintre ei vor fi pregătiți că au avut ulei de rezervă, dar alții care n-au vegheat ca rezerva aceasta să nu se diminueze, să nu se termine, va fi prea târziu și ziua Domnului va veni ca un hoț și nu se va mai putea face nimica. Și spune că în momentul când aceste fecioare au cerut la celelalte să le dea ulei ca să aibă și ele, spune, nu putem să vă dăm, să vă împrumutăm, fiindcă nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Și dacă astăzi nu suntem precauți, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că își va veni momentul când de la un răsărit la apus, dintr-o parte în alta, la miază noapte, la miază zi, vor alerga pe drumuri și vor cădea istoviți, fiindcă nu vor mai putea să
găsească uleiul acesta. Nu vor mai putea să găsească cuvântul lui Dumnezeu. Vor vrea să mai asculte încă o dată. Vor vrea să li se mai explice ceva. Vor vrea să li se mai deschidă Scriptura. Vor vrea ca cineva să-i mai mustre sau să le mai spună ceva. Și nu se va putea, dragii mei. Și spune că noi trebuie să umblăm în toată smerenia cugetului ca să putem fi o binecuvântare unul pentru celălalt și pentru semenii noștri, pentru frații noștri și pentru tot ceea ce se poate face pe pământul acesta. Căci dacă noi nu vom fi această binecuvântare, dragii mei, va fi foarte rău și încă puțină și foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. El va veni în curând. Lămpile pentru nuntă trebuie să fie pregătite și ele trebuie să ardă. Căci degeaba vom căuta să punem foc, căci nu se va aprinde nimica, fiindcă aceste lămpi ale inimii, dragii mei, funcționează doar cu foc divin căzut din ceruri, care el se va aprinde și va menține lămpile credinței și inimii noastre doar în momentul când avem uleiul divin care vine din cuvântul lui Dumnezeu. El nu se va aprinde, căci tot ce vine în contrast cu ceea ce dă Dumnezeu este un foc mistuitor și nimicitor când vine în contact de la Dumnezeu și aduce moarte și n-aduce viață, n-aduce salvare. Dar în momentul când uleiul sfânt vine de la Dumnezeu, când lămpile inimii sunt umplute, când focul divin arde și vine de sus, atunci flacăra acestor lămpi și a inimii vor sta aprinse și vor fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Și Domnul nu va zăbovi și va veni în curând. Domnul nu întârzie datorită întelugii lui răbdări pentru noi, dragii mei. Și El dorește ca niciunul să nu piară și tot să aibă viață veșnică. El întârzie pentru că are datorită, pentru îndelungă răbdare pentru noi, dar și pe partea altă nimeni nu întârzie pentru această îndelungă răbdare. Și Dumnezeu va veni atunci când este momentul potrivit. Și ca tot să ne întoarcem la Dumnezeu. Frații mei, lămpile noastre vor pâlpâi și vor deveni mai slabe până când se vor stinge dacă nu facem eforturi hotărâte pentru reformă în aceste timpuri. Noi trebuie să facem reformă în toate domeniile vieții, căci cuvântul lui Dumnezeu, uleiul acesta care ne va umple inimile, trebuie ca să aibă loc în lămpile noastre dacă ele sunt golite de tot ce este foc străin, de tot ce este ulei străin, de tot ce vine din altă parte și nu vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă noi nu vom face acest efort și nu îl vom depune, dacă nu ne vom lupta, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, căci noi nu ne-am luptat încă până la sânge, atunci lămpile noastre, dragii mei, vor pâlpâi și vor veni în ce în ce mai slabe până când se vor stinge și nu se va mai putea face nimica. Adu-ți aminte de unde ai căzut, spune Dumnezeu. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Revizuiește-ți viața, cercetează-te, verifică-te să vezi ce se întâmplă. Încearcă dacă cumva ți s-a stins lampa inimii, dacă uleiul sfânt lipsește, dacă focul lui Dumnezeu nu este prezent să-ți aprindă lampa inimii din nou, care este dragostea, care tu trebuie să te întorci la Dumnezeu, să te uiți de unde ai căzut. Încă mai ai timp să o aprinzi, încă mai ai timp să-ți alimentezi lampa inimii, dragul meu. Acum este timp, Dumnezeu îți pune la dispoziție acest lucru și tu poți să faci. Ocazia prezentată acum poate fi scurtă pentru tine și pentru mine, dar ea este de mare valoare. Dacă acest privilegiu al harului și al pocăinței trece fără să fie folosit, avertizarea este dată, care vă este valabil pentru mine și pentru tine și chiar pentru biserica din care facem parte. Astfel voi veni la tine, spune Dumnezeu, și îți voi lua feșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești, dacă nu ți alimentezi lampa inimii, dacă nu lași ca lampa aceasta să fie aprinsă de focul care vine de la Dumnezeu, dragii mei, care coboară din cerul și nu este aprinsă și nu poate fi aprinsă niciodată de o mână omenească. Aceste lucruri sunt o avertizare solemnă, adresată, în primul rând, comunităților,
după aceea persoanelor în mod individual, prin care veghetorul care nu doarme niciodată cercetează cursul acțiunilor noastre a tuturor. Deci ele sunt o avertizare adresată în primul rând comunităților și dacă comunitățile nu vor să ia parte și nu vor să ia aminte să se trezească, Dumnezeu face un apel personal și o avertizare solemnă ca noi să facem lucrul acesta. Noi trebuie să manifestăm încredere în adevărul celor trei solii îngerești, deoarece dacă nu cultivăm această credință, importanța adevărului își va pierde treptat locul în mintea și în inima noastră. Deci ca lampa inimii noastre, ca inima noastră să lumineze și să funcționeze în parametri normale, așa cum a rânduit Dumnezeu, dragii mei, noi trebuie să luăm aminte și să ne manifestăm încredere, mai ales în cele trei solii îngerești. Căci dacă nu vom cultiva lucrul acesta, importanța adevărului va dispărea treptat din viața noastră. Noi vom trăi acea experiență ca și a fecioarelor înțelepte care nu și-au asigurat rezerva de ulei pentru lămpile lor, iar lumina lor în cele din urmă se va stinge și a noastră în același fel, dragii mei. Credința trebuie să fie cultivată și trebuie dezvoltată. Că după ce ai cultivat-o, ea trebuie îngrijită ca să crească. Și atunci lumina aceasta se va menține pentru totdeauna. Și când Domnul Iisus va striga și va veni, atunci, dragii mei, noi vom putea să fim pregătiți și să rămânem cu luminile noastre aprinse înaintea lui Dumnezeu și să intrăm la ospățul la care Dumnezeu ne va chema pe fiecare dintre noi. Dacă această lumină, dragii mei, a devenit slabă, este asemenea unei plante vestejite care are nevoie să fie așezată la lumina soarelui, care trebuie udată și îngrijită cu atenție. Noi dacă nu o îngrijim, se va termina. Noi trebuie să-i dăm ceea ce trebuie. În timp ce acestea s-au dus ca să cumpere uleiul de care aveau nevoie pentru a-și reporni din nou aceste lămpi ca să lumineze, alaiul de nuntă s-a pus în mișcare și le-a lăsat în urmă, dragii mei. Le-a lăsat în urmă. Cele cinci fecioare cu lămpile lor aprinse s-au alăturat mulțimii și au intrat în odaia de nuntă și odată cu alaiul mirelui, ușa a fost închisă. Va veni timpul când Dumnezeu va închide ușa și când toți oamenii vor fi liberi, lăsați de Satana pentru un moment, că el știe că deja harul este închis și nu are de ce să-i mai țină închiși și încuiați ca să nu vadă și nu le va mai lăsa această mahramă pe ochi, atunci se vor trezi cu toții și buimași vor pleca să caute cuvântul lui Dumnezeu. Vor pleca ca să-și alimenteze lămpile, vor pleca să găsească, să caute acest foc divin care să le aprindă din nou, dar va fi prea târziu. Când fecioarele acestea neînțelepte au ajuns în locul ospățului, ele s-au trezut cu un refuz neașteptat. Mai marele ospățului le-a zis, nu vă cunosc. Pentru ce, frații mei, ca Dumnezeu și dragi ascultători, să ne spună într-o bună zi un refuz atât de dureros, nu vă cunosc? Vi s-a întâmplat vreodată ca să primiți în lumea aceasta un refuz atât de mare și să vă supărați pentru lucruri de nimic? Sau cineva să spună dintr-o dată, nu am nevoie de tine, nu vreau să te mai cunosc niciodată, ca și când nu ne-am fi cunoscut? Și multe alte refuzuri care pur și simplu ne-a produs o durere groaznică pe care n-am simțit-o niciodată. Dar oare ce vom simți noi în momentul acela când vom fi lăsați afară în mijlocul străzii și întunericul nopții, unde va fi scrâșnitul dinților, unde va fi mușcatul buzelor, unde va fi durerea cea mai mare, unde acolo va fi durere care nu va putea fi alinată de nimeni, dragii mei. Noi trebuie ca în aceste momente, din cei doi măslini, unde lemnul acesta auriu se scurge neîncetat către inimile noastre, în vasele, în sfeșnicul inimii noastre, lămpile noastre să fie umplute,
ca să lumine sanctuarul acesta, că își pune Dumnezeu că trupurile noastre trebuie să fie temple ale Duhului Sfânt, să fie sanctuare pentru Dumnezeu, ca ele să lumine și această lumină să se reverse și peste cei din jurul nostru, dragii mei. Tot astfel, prin cei sfinți, când ei sunt alimentați, care stau în prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este împărțit instrumentelor omenești care s-au consacrat lucrării sale. El este împărțit în felul acesta ca ei să poată să-și mențină această flacără. Misiunea celor doi munși, dragii mei, este aceea de a transmite poporului Dumnezeu faptul că nu numai Harul Ceresc poate face din cuvântul său o candelă pentru picioare și o lumină pe cărare, nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Dumnezeu, Domnul oștirilor. Deci, misiunea lor este să ne facă, să ne transmită acest mesaj, dragii mei, doar prin faptul că numai Harul Ceresc poate face din cuvântul său o candelă pentru picioarele noastre. Deci, vedeți, noastră, cine poate face o candelă? Cine poate lumina? Cine poate da călăuzire? Doar cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu putem fi gata să-L întâmpinăm pe Domnul trezindu-ne atunci, doar când se aude strigarea. Și noi trebuie să ne pregătim acum, chiar dacă poporul lui Dumnezeu doarme, dar cei îngrijorați, cei grijulii, vor face ca rezerva aceasta să nu dispară niciodată, dar cei neglijenți vor rămâne și la strigarea aceea, când Domnul va striga, că noi să-L întâmpinăm. Noi nu putem fi gata să-L întâmpinăm pe Dumnezeu doar la strigarea aceea. Iată mirele și abia atunci să căutăm și să strângem lămpile noastre goale pentru a le umple. Nu se va mai putea. Mi-aduc aminte de bunica mea când trăia. Ea de fiecare dată, cum nu avea bani ca să cumpere sodă, cum era pe timpul acela și să pun, făceau oamenii care aveau mai mult bani, erau mai bogați, strângeau anumite lucruri, de făceau săpun, după aceea făceau leșie, care leșie sau nu știu cum îi zicea, la soluția aia care rămânea de la săpun, ca să spele și să facă tot felul de lucruri cu ea. Bunica mea făcea de fiecare dată când se punea ploaia, în vase strângea apă. Și cu apa aceea spăla hainele care erau cele albe, care apa aceea le albea foarte mult. Folosea la spălat pe cap, fiindcă părul se curăța și nu mai era gras și nu făcea mătreață și nu avea probleme de lucrul acesta. Dar dacă ea n-ar fi strâns apa aceea, pe urmă de peste mult timp, când nu mai ploua și nu mai aceasta, ea nu mai avea această rezervă, dragii mei. Așa se întâmplă. Noi nu putem ca noi să mergem să căutăm să ne umplem lămpile noastre în moment de secetă și de criză și trebuie în momentul acesta de prosperitate din partea lui Dumnezeu, de binecuvântarea aceasta de plină pe care ne-o dă El, acum avem privilegiul acesta să umplem lămpile, să strângem rezervă ca la momentul respectiv să nu ducem lipsă de nimic. Noi nu putem ține pe Domnul în afara vieții noastre de pe pământ și totuși să fim împreună cu El în ceruri, dragii mei. Deci, vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune destul de clar. Dacă eu acum nu vreau ca să-mi umplu inima, să-mi umplu conștiința, dacă eu nu vreau ca să luminez în aceste timpuri, dacă eu nu vreau ca lampa inimii mele să fie aprinsă de foc divin și îl țin pe Domnul Iisus Hristos în afara vieții mele, aici pe pământ trăind cum vreau eu și cum doresc eu și punând foc străin și ulei străin și totuși vreau ca să fiu cu El în cerul, nu se poate lucrul acesta. Unitatea aceasta de a lucra și a locui cu Dumnezeu în veșnicie trebuie făcută de pe pământ, trebuie pregătită de pe pământ. Dacă eu nu-mi doresc acum pe Domnul Iisus Hristos în viața mea, oare îl voi dori în veșnicie niciodată? Uitați-vă noastră când nu doriți pe cineva. Stai în prezența Lui un timp, că stai, dar la un moment dat îți vine rău așa, parcă te apucă anumite lucruri și zici, bă, trebuie să plec de aici, ori pleacă El, ori plec eu. Iei o hotărâre într-un fel sau altul, încât trebuie să se facă această ruptură. Dacă tu n-ai avut cu omul ăla nimic aproape în comun sau nu v-a legat nimic sau
ura care s-a așezat între voi sau anumite probleme și v-a separat și nu v-a unit niciodată, nu veți putea să fiți împreună. Așa și cu Dumnezeu. Liantul de legătură între noi și Dumnezeu este acest un delem. Este cuvântul lui Dumnezeu, focul lui Dumnezeu care vine prin Duhul Sfânt, care vom fi botezați cu Duhul Sfânt și va face ca lămpile să lumineze neîncetat, va face ca să mergem în împărăția lui Dumnezeu. Învățătorii, lămpile voastre trebuie să fie puse bine la punct și ele vor fi nu numai lumină pentru elevii voștri, pentru membrii bisericii, și ele vor fi o transmitere de raze clare și în căminile în care voi locuiți, în vecinătatea voastră și mult mai departe în întunecimea morală a lumii. Deși învățătorii și noi trebuie să trăim în felul acesta încât să transmite raze pentru studenți, pentru elevi, pentru membri, pentru cei care locuiesc lângă noi în căminele noastre și mai departe în întunecimea morală de pe pământul acesta. Toți au nevoie să-și mențină uleiul acesta ale Harului în lămpile lor, în vasele lor, împreună să stea unite înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Mai presus de orice, unele persoane sau lucrători care sunt aruncați în societatea celor lumești trebuie să-L aibă pe Domnul Hristos înălțat înaintea lor, pentru ca ei să poată privi la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. Vine un moment când unii dintre noi sau lucrătorii care sunt în misiunea lui Dumnezeu și și-o dedică zi de zi, va veni momentul când noi vom fi aruncați în societatea celor lumești. Și dacă noi nu vom avea această lumină sfântă, dacă lămpile inimii noastre nu vor fi pline și alimentate de focul lui Dumnezeu, noi atunci nu vom putea ca să dăm această lumină înaintea oamenilor și să-L prezentăm pe Domnul Hristos. Și nu vom putea să-L înălțăm niciodată, dragii mei, pentru ca ei să poată privi la mielul lui Dumnezeu. Lipsa de evlavie la care suntem expuși face atât de necesară această lucrare personală. Și eu și tu trebuie să ne pregătim și să lucrăm personal pentru acest lucru înaintea lui Dumnezeu. Și auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Sfatul pentru educație. Păstrați-vă lămpile aprinse și lăsați ca razele strălucitoare să lumineze până departe, dragii mei, pentru ca oamenii, văzând faptele voastre bune, să fie determinați să laude pe Tatăl vostru care este în ceruri. Păstrați lămpile aprinse. Pentru ce ne cere Dumnezeu ca aceste lămpi să fie aprinse? Ca razele strălucitoare să lumineze până departe, dragii mei. Pentru ca oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu să fie determinați, văzând faptele noastre și tot ceea ce facem noi, să-L laude pe Tatăl nostru, pe Dumnezeu care este în ceruri. Blestemul Său stă asupra tuturor acelora care fac lucrarea lui Dumnezeu într-un mod înșelător sau cu neglijență, stingându-și lămpile inimilor, fără ca să transmită raze de lumină către cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Deci în loc de binecuvântare pentru cei din jur, este un blestem, dar problema e că noi atragem dublu blestemul lui Dumnezeu, fiindcă noi transmitem acest blestem oamenilor și blestemul lui Dumnezeu vine asupra noastră. Și noi de aceea noi trebuie să avem mare grijă ca să nu facem într-un mod înșelător sau cu neglijență lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. Și auzi ce spune cuvântul Dumnezeu. Voi ați fost de partea cealaltă. Nu v-ați ținut lămpile curate și arzând. Noi nu le-am îngrijit. Noi nu le-am alimentat. Noi nu le-am lăsat să ardă și de multe ori le-am înstins prin tot felul de lucruri și tot felul de probleme și tot felul de grijă ale lumii acesteia care ne-au cuprins. În starea în care vă aflați, voi spune cuvântul lui Dumnezeu, nu puteți fi deloc o lumină pentru lume în ceea ce privește faptele bune. Vedeți, Dumnezeu spune, voi nu puteți lumina, voi puteți face și da o lumină lumii acesteia și celor din jurul vostru, dar o lumină care nu vine de la Dumnezeu. Este o lumină, dragii mei,
este o lumină într-un mod înșelător și neglijentă, dar lumina care vine de la Dumnezeu este o lumină care ne ajută să ducem lucrarea lui Dumnezeu mai departe. Și noi nu putem lumina decât în felul pe care îl cere Dumnezeu, care îl înalță pe Dumnezeu, care îi dă onoare lui Dumnezeu, care îi dă cinste lui Dumnezeu, dragii mei. A venit timpul ca fiecare dintre noi să gândim bine ce avem de făcut, să vedem cu ce ne alimentăm, unde privim cel mai mult, ce citim cel mai mult, ce apreciem cel mai mult, ce iubim cel mai mult, ce căutăm cel mai mult, ce are prioritate în viața noastră cel mai mult. Dumnezeu ne cheamă și ne spune, ceea ce aveți prioritate, cu aceea vă alimentați candele inimilor. Dacă noi dăm prioritate lui Dumnezeu prin cuvântul Său, dacă noi dăm prioritate lui Dumnezeu, El ne va da Duh Sfânt, care ne va binecuvânta și ne va da Duhul Său, ne va da foc divin, ne va binecuvânta cu acest foc divin, dragii mei, încât lămpile noastre vor arde pentru totdeauna și nu se vor stinge. Dar dacă noi punem lucrurile lumii acestea, va fi un ulei străin, va fi un foc străin, va da o lumină falsă, va da o direcție greșită celor din jurul nostru, dar și pe noi ne va conduce pe un drum greșit, trăind cu o speranță falsă, căci noi mergem către împărăția lui Dumnezeu. Dar să știți că și ideile bune, dar și părerile bune, dar și toate aceste lucruri pe drumul către iad sunt pavate cu aceste lucruri. Dar dacă nu sunt alimentate cum trebuie de la Dumnezeu, nu ne vor duce la viața veșnică și către Dumnezeu, dragii mei. În seara aceasta am ținut puțin mai scurt. Aici voi încheia. Și vă rog din toată inima și mă rog ca Dumnezeu să vă ajute ca să nu se stingă această lampă care ea va fi alimentată continuu prin cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Cei doi măslini, Vechiul și Noul Testament, sunt cei care alimentează lampa inimii dumneavoastră. Și în momentul când lampa inimii este alimentată cu acest ulei sfânt, Duhul lui Dumnezeu poate coborî peste dumneavoastră și vă poate da o binecuvântare cu foc divin, cu foc sfânt, care să lumineze neîncetat în viața dumneavoastră și în viața tuturor care vă înconjoară și veți putea fi o binecuvântare pentru Dumnezeu și veți putea să primiți viața veșnică și, cum spuneam la început, sigilarea pe frunte atâta timp când cei patru îngeri încă mai țin cele patru vânturi ale pământului în care noi putem să luăm hotărâre pentru Dumnezeu, dragii mei. Vă doresc o noapte binecuvântată tuturor și călăuzire divină în tot ceea ce face și în toate hotărârile dumneavoastră, ca Dumnezeu să nu vă părăsească și să vă ocrotească. Nu știu ce s-a întâmplat în seara aceasta, văd că nu s-au putut face aici mie pe ecran, nu mi-arată că nimeni nu a intrat, nu știu câți ați ascultat și câți vor asculta lucrul acesta, mă rog ca Dumnezeu să facă ca acest mesaj. Distribuiți acest mesaj cât de departe se poate, pe multe posturi și pe unde se poate, pe grupuri, ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă acolo la inimile care sunt doritoare și însetate după cuvântul lui Dumnezeu și după dorința de a se schimba, dragii mei. Vă doresc din nou o noapte bună tuturor și binecuvântată, saba binecuvântată din partea lui Dumnezeu. Și mâine la orele 6, Spania, după amiază, și 7, România, ne vom întâlni din nou cu cuvântul lui Dumnezeu. La revedere, dragii mei!